O chestiune pe care Karl Marx a studiat-o și a fost esența operei sale. Un mod de producție aiurea, aflat în afara spațiului și a timpului, ca rușii, care nu țin nici de Asia, nici de Europa și sunt în afara istoriei și a timpului. Zis un mod de producție asiatic, preluat de români tributal, preluat de societățile de occidental, sub numele de hidraulic. Unul dintre cei mai mari cercetători ai acestui domeniu a fost un ungur, Francis Tökey, pe care nimeni nu-l mai citează, păcat, și nu-l mai citești. Ce înseamnă acest mod de producție? Înseamnă o societate în care proprietatea este colectivă asupra pământului, mijloacelor de producție, dar se exercită o exploatare crâncenă asupra maselor de proști de către o aristocrație birocratică de funcții. Este o societate piramidală cu funcționarul suprem care este reprezentantul tuturor în vârf, regele, care se tâmpește, nebunește, se proclamă zeu. Este descrierea nu numai statului lui Moctezuma, nu numai statului lui Atahualpa, nu numai Mali, Ghana, Songhai, situația din țările române, situația din Rusia, din toată Europa, înainte de, să spunem, mileniu de anul 1000. Acesta este tipul de societate. La această societate se știe că atacată frontal ripostează. Apărarea întregului popor și a patriei, cetăți de muncă, luptă și apărare. Ca să o distrugi, trebuie să pui un cuțit în gâtul regelui, pentru că zeului, pentru că voința lui e lege. Asta se putea în evul mediu. Atahualpa cu cuțitul în gât și a semnat condamnarea la moarte timp de un an de zile ca prizonier. Tot ce decidea el, adică ce decideau spaniolii, era lege. Când n-au mai avut nevoie și ocupantul a pus mâna pe toate pârghile, atunci l-au lichidat. În secolul 20, îl înconjurai pe Atahualpa, adică pe Ceaușescu, de patapievicii, pardon, curticenii tăi, și voința ta era voința lui și săracul ce dădea pe gură nu-și dădea seama că e împotriva lui. Deci ăsta a fost modul de producție zis socialist, hidraulic, nu comunist. Comunismul înseamnă ce e în Cipru, ce e în Israel, ce e în Singapore la ora actuală. Ăla este comunismul, ca să se înțeleagă bine lucrurile. Ce vreau să spun? Că Rusia nu putea decât printr-o revoluție. La o generație acest sistem trebuie dat capacul la o parte, măturați dinozaurii și pus capacul la loc. Asta este teoria pe care a acționat Stalin. Dar trebuie în așa fel făcute lucrurile încât babacii, adică funcționarii, să-și transmită puterea nepoților. Deci a dispărut Walter Nemet, va conduce Roman Petre. A dispărut Leo Tizmineschi, va conduce Tizmoneanu Volodea. A dispărut Gizela Voș, va conduce Olteanu Bogdan. Ăsta este sistemul hidraulic, care se perpetuează în continuare. În această situație, în mod clar și evident, așa zisele revoluții au fost pregătite mână-mână de cele două servicii, KGB și CIA, pe ideea, câte vreme Rusia este în prefacere, dar va rămâne obligatoriu imperiu, pentru că puterea este bipolară și aliatul de nădejde al SUA împotriva Chinei și a nebunilor musulmani, care sunt petrolul pentru SUA și teritorii pentru Rusia. Interesul este comun, decisiv și definitoriu. E nevoie de un arc de foc la marginea Rusiei, ca nimeni să nu vadă de fum ce se întâmplă dincolo. Asta au fost revoluțiile de la fraierii din Est. Se spune, zice, tratatul la Varșovia s-a prăbușit. Nu s-a prăbușit, s-a topit în NATO. Toate statele membre ale tratatului de la Varșovia sunt astăzi state membre NATO. Mai puțin Rusia, nici nu e nevoie. Va intra și ea mai târziu. Au fost aliați, toți spionii au fost puși la comun. Cum se explica că mâncătorul de imperialiști Brucan era sprijinit de americani? Să trăiesc el de 6 articole, 8 ani ca dizident. Deci au pus în aceeași căciulă trădătorii, agenții, toți, fără excepție. Cine speră că dacă se duce la american nu se trezește în brațele rușilor și invers, se înșeală. În această situație, ce reprezintă scutul antirachetă? Enunțat cu, păi să trece de la start 1 la start 2. Sunt negocieri, trebuie aruncat praf în ochii fraierilor, căței trebuie ținuți acolo și aia de nes și aia de vest. Să nu ridice pretenții la conducerea mapamondului. În această situație, când s-au înțeles deja pe start 2, apar acuzele la Moscova. Urlă, să dau un citat, Nicolae Makarov, nu? Citat de Interfax. Scutul antirachet al SUA amplasat este dreptat împotriva Federației Ruse. Analiștii noștri se repet. Numai că undeva, la Baku, apare un ziar azer, Trend News, care imediat este preluat de către Tel Aviv și corespondentul de acolo, Sergiu Klein, transmite lumii, pentru cine are urechi să audă și ochi să vadă.
Acest ziar prezintă o analiză a specialistei pe problemele europene, europene săritene, Beatac, Viatac și Manska, care citează următorul document. Rusia și nimeni alta a propus ca rachetele de interceptare să fie instalate în România sau Bulgaria, ca o alternativă la desfășurarea lor în Polonia și Republica Cehă. Deci toată povestea cu Rusia e supărată? Nu, sunt mână în mână. Rusia a cerut să fie instalată în România. Are România vreo treabă? Nu întreabă nimeni de sănătate. Rușii și americani au decis aici. De ce aici? Împotriva cui îndreptați scutul? Păi împotriva Iranului. România este țară din sud-est cea mai... Și mai împotriva cui? Nu îndrăznă să spun, dar citesc declarația fostului comandant al flotei ruse de la Marea Neagră, amiral rezervă și șef al statului major general al marinei militare ruse, Victor Kravchenko, întâmplător nume zis, așa zis, ucrainian. În replică la scutul ăsta care se amplasează în România, Moscova va fi nevoită să întărească flota de la Marea Neagră. Amplasarea de rachete de interceptare SM-3 în România și la Marea Neagră putea face ca echilibrul stabilit în regiune să se schimbe mult, adică împotriva cui își întărește Rusia flota de la Marea Neagră? Împotriva României, împotriva Turciei, împotriva cui? Atenție, Kiev. Mai spun un singur lucru. Cei care au văzut Occidentul în Iușcenco și în doamna asta cu coc Timoșenco, păi să se lasă de meseria de analist, că portocaliul ăla era un roșu vopsit cu galben. Pericolul pentru Moscova este Ianucovici. Ăsta nu era al Moscovei, că trăim într-o epocă în care tot este exact invers. La ora actuală este o amenințare directă la Ianucovici și la ideea acestuia și altora de a păstra integritatea Ucrainei. În concluzie, păcăliții suntem noi, dar cei care și-au furat-o sunt ucrainienii.